Alexandru Pelici, domn profesor, câteva puncte despre meci. Bună seara! Un meci după care avem două, trei diferite. Pe de o parte sunt regretele că nu am reușit să luăm puncte, toate punctele puse în joc, pentru că eram aproape, am făcut tot ce a depins de noi, să încercăm să obținem punctele puse în joc. Pe de altă parte, e o bucurie și o satisfacție și o mulțumire, o bucurie care ne dă încredere că putem să jucăm de la egal la egal cu echipele din prima jumătate a clasamentului. Jocul din această seară cred că a demonstrat-o. La 1-0 am avut bară, după penaltiul lor sau după 1-1 am avut două situații de a lua toate cele trei puncte puse în joc. După o primă repriză echilibrată, am avut situațiile mai mari, cred că au fost de partea noastră. Ei au ratat, într-adevăr, un penalti, dar imediat au luat golul, așa că se compensează penaltiul ratat cu golul primit imediat. N-am fost atenți, n-am știut să gestionăm momentul de bucurie și am rămas bucuroși, ca să zic așa. Dar ce e important, că băieții au luptat până în ultim moment, au crezut, îi felicit pe această cale, au făcut un efort foarte, foarte mare. Și încă o dată spun, cred că am demonstrat că putem juca de la egal la egal cu oricine. Asta e lucru care îmi dă speranță și regretul e că nu am luat toate cele trei puncte puse în joc, pentru că aveam nevoie de ele. Făceam 14 puncte, dar mergem înainte. Nu știu cât de mare e frustrarea, pentru că cred că e ok, un punct e ok, eu am luat acolo un punct în clasament, cred că e frustrare mare pentru aceste ultime, nu știu, 5-6 minute cu... Da, e adevărat, a fost o nebunie totală, se putea întâmpla orice și să facem 2-1 și să fie 1-2. Adică au fost momente în care era important să ne pierdem capul. Dacă ne-am pierdut capul imediat după ratarea lor la penalti și n-am fost concentrați până la finalul fazei, nici nu știu dacă mingea a mai ieșit afară după ratarea penaltiului. Cred că a fost respins, nu știu dacă a fost out, cred că Burne a degajat lungă, au recuperat, au dus mingea la margine, centrare, gol. Nu știu dacă s-a întrerupt jocul ca să putem interveni, să fim conștienți. Acum să fim cu capul pe umeri, să fim atenți la fază. Mergem înainte, așa cum am spus-o. E important să luăm fiecare joc în parte și să dăm tot așa cum am dat azi. Pur și simplu n-am ce să le reproșez jucătorilor. Mă bucur că au înțeles că dacă dau totul mai devreme sau mai târziu, apar și rezultatele, chiar dacă joci împotriva unor echipe care au componențe jucători cu o valoare individuală foarte, foarte bună, cu calitate, o echipă cu jucători puternici, care în duelul 1 contra 1 a fost foarte, foarte greu de montat sau de posedat. A fost poate cea mai bună meci în acest sezon? Se poate spune. Au fost momente foarte bune. Cred că la fel de bun a fost și cel cu a doua repriză cu Târgoviște, India. Poate și jocul cu CFR Cluj a fost un joc bun. Dar, în mod sigur, ăsta a fost unul din jocurile bune. Pe puterea celiva lui Cristea, cum a strâit-o? Că parcă mingea a scos-o cu un strâine fort. Putea să fie bară în mâna lui Pap și în poartă sau în spatele lui Pap. Asta e. Mai fost una înainte de lovitura liberă, deviere din nou la o fază fixă și a ajuns mingea pe umăr sau pe frunte și n-a reușit să o bage în poartă. Fac parte din joc. Și ei au avut situațiile lor când au dat cu capul pe lângă poartă sau au atacat, a trecut puțin pe lângă centrare sau pe sub centrare. Cred că a fost un joc plăcut. Așa ca de ultim joc cu spectatorii, ca să spun așa. Cred că oamenii care au venit la stadion și cărora le mulțumim pe această cale, că au fost lângă noi și am auzit din nou galeria strigând și încurajându-ne și crezând în noi până la sfârșit, vreau să le mulțumim și să le dăruim acest punct, să le dedicăm și odată cu ei și lui Dan Eftimie, pentru că zilele trecute a fost ziua lui de naștere. Ne pare rău că n-a reușit să-i dedicăm victoria. Cum îți trebuie să o... Acest, nu știu, mai să decât în finire, această reglementare să mergem suporte pe stadioane, va afecta cumva jocul în etapele următoare? Cum vrei să lucrurile în linii mari? Dacă e să compară sau ceea ce urmează imediat, cred că, din punct de vedere Craiovei, e în avantajul nostru lucrul ăsta. La jocurile de acasă, sigur, mi-ar fi plăcut să avem suporte de alături de noi, oamenii și copiii aceia minunați din galerie. Dar nu noi decidem asta. Sperăm să-i bucurăm, să le facem bucurii
chiar dacă ei nu pot fi fizic lângă noi. Poate să fie acest meci un nou punct de plecare în acest sezon, ideea în care, pe o câteva parte în care poate că n-am arătat pe total 90 minute la fel de bine, asta se încarcă 90 de minute, fapt, cum a fost un nivel, la un nivel ridicat. Da, poate să fie un nou... Orice se poate, dar trebuie să ținem cont că odată intrați în campionat, în momentul în care echipele ajung să te cunoască, să te analizeze, să te vadă, sigur că e din ce în ce mai greu. Și ei se pregătesc, te studiază și acum și noi vedem puncte bune sau puncte slabe ale adversarilor, așa, asta fac și adversarii noștri. Și e clar că meciurile, fiecare meci e dificil, dar așa cum am spus, mie îmi dă speranțe faptul că am jucat, cred eu astăzi, de la egal la egal cu Botoșani. Botoșani e o echipă care an de an se luptă în play-off. Și presupun că faptul că cei la Botoșani nu au avut ocazii foarte multe, nu au fost ocazii de apar clar de vorbă, vădăm cât drept, pentru ceea ce urmează în etapele următoare, jocul defensiv... Da, a fost bun. Sperăm să o ținem pe aceeași linie și să înscriem. E important să înscriem. Și astăzi, ați văzut, dacă nu dădeam gol, din nou pe final de joc apare o mică eroare, o nesincronizare și apare penalti sau apare un gol de nicăieri și rămânem cu buza umflată. E important să înscriem. Trebuie să ne lucrăm acolo un pic, nu știu, sau ceva am pus acolo lucrăm, să vină, pentru lucrăm că... și eu cred că toate astea se vor întoarce cândva. Au fost momente, dar un exemplu, în jocul la Sepsi, când am avut, cei de la Sepsi au avut situații mari la început de joc, am reușit să înscriem la puținele ocazii, ne amintim în jocul de la Dinamo, când Dinamo a avut ocazie monumentală în startul partidei, după aceea un gol cu șansa lui Bogdan și... După acea perioadă a venit această perioadă cu secetă, ca să spun așa, în care n-am găsit drumul spre gol, chiar din situații bune, ne duceam aminte din nou situația cu Chindia, al lui Buziuc, al lui Bogdan Rusu, al lui Blană, în anumite momente. Păi poate și astăzi ocazii de mai clare de gol, cred că a fost cumva, poate cumva investit unul ăsta, a face fază cu Blănaru, când a scăpat de toate jucătura și să ajungă fața porții. Poate dacă nu știu dacă a din faza aia, cred că a ieșit bala lui Garuti. Nu știu dacă nu, a fost acțiunea lui Blană, a triblat de alatul și a scos pap în... Da. Nu știu dacă nu mă înșel. Da, vedem. Ne ducem lupta până la capăt. Da, acum sunt semnale bune, pentru că meciul de astăzi chiar poți să fie decula plus, bine, ok, decât un punct din trei, dar ca joc, ca dăruire, ca... Și drumul e lung. O să vină împărțirea punctelor, se ia de la capăt. E important să rămânem acolo, în plasa echipelor. Dar să ne fie un ecart, cum a recuperat. Exact. Deci de pe acolo, cum se jumătățesc în play-off? Păcat. Eu cred că meritam astăzi toate punctele. Astăzi, da. Cred. Acum, asta e. Mergem înainte. Ok. Mulțumim mult. Vă mulțumesc.